Ce gânduri ai după această victorie palpitantă, să zicem așa? Da, a fost un meci interzis cardiacilor. Mă bucur pentru gol, mă bucur pentru cele 3 puncte. A fost un meci palpitant rău de tot. Stăteam cu inima în gât, să zic așa. A fost, na, pe bancă am trăit mult mai diferit, mult mai greu decât în teren. Parcă era mai greu. Dar mă bucur pentru cele 3 puncte. Un gol de poveste, cum ai anticipat acea fază? Pentru că ai văzut că Nistor a luat acțiunea pe cont propriu, apoi a mers la finalizare, cum a fost? Da, am văzut că Dan ia acțiune și e senzațional acolo în apropierea careului și a fost un instinct, pentru că și mingea a fost puțin deviată și era cam singura soluție ca să marchez, dar Dan m-a văzut senzațional și mulțumesc pentru asistul. Până acum nu ai început meciurile ca și titular, tu și alți jucători care au fost astăzi în teren. E o motivație în grup pentru toți, că atunci când intră să dea 100%, cum se simte atmosfera în cadrul grupului? Clar, clar, a fost greu, sincer să fiu, a fost greu, n-am mai jucat de mult 90 de minute, dar am dovedit că avem caracter și până la urmă avem experiență și cred că asta ne-a ajutat să luăm cele 3 puncte. Urmează un meci cu liderul. Ce mesaj ai pentru suporteri, având în vedere că jucăm acasă? Îi așteptăm în număr cât mai mare. Doamnele și domnișoarele au intrare gratuită. Le așteptăm cu o floare și sper ca la sfârșit să ne bucurăm de victorie. Mersi. Gata, hai du-te.